A plecat bosul, hai să facem un transfer. Ce transfer? Vulpița e infectată, o transferăm la noi. Mamă, e transferul verii? Vulpița, trebuie să-ți facem vaccinul de seară. Sigură este vaccinul? Stai liniștită, ești pe mâini bune. Vreau să o văd pe Vulpița. Așteaptă puțin că e sub tratament. Dar de ce face așa? I se administrează tratamentul. Sărăcuța de ea, cum suferă! Domnul asistent, până dimineață mai poate făcut câteva injecții? Că mă simt tare bine după injecțiile acestea. Eu ies din tură acum, dar voi spune colegilor să... Absvite-ți pe rând, ca să nu iei virusul. Să nu i vaiuie satana. A satana, ete Ana. Eu nu aș mai merge la injecție. Sunt vindecat, mâine ies afară, îmi e frică să nu iau virusul de la ea. Ea e singura care mai este virusată. Mă, ce prost ești! Virusul se ia pe calea aerului, nu din poziția capră. Miracol la clinica privată a lui Gigi, din București. În numai o săptămână, toți pacienții s-au vindecat. Domnule director, cum ați reușit? Ce tratament ați folosit? După deviza, cui pe cui se scoate, așa și noi. Cum adică? Virus pe virus se scoate. Mai departe, scrie în carte. Da, doamnelor și domnilor, da, se pare că aici au fost tratați toți jucătorii din Liga 1 ce erau virusați. Toți s-au vindecat. Doar un jucător de la Dinamo este încă suspect de COVID. Acesta a declarat, știți, eu nu-mi înșel nevasta. Am încheiat citatul. Nu știu exact ce a vrut să zică, probabil l-a afectat boala. Mă, dar cine e ăsta din față? Eu sunt Viorel. Stau și eu rând la Vulpiță. Doar așa mai prind și eu rândul. Leoi. Eu nu mai am virusul, că mi-am băgat un deget în cur și apoi în gură și are gust de căcăt. Deci am gust, n-am virus. Samnoi vaiuie satana. A satana este Ana. Același gust ca sărmalele de aseară.